Spectacol at bucureștefm.ro cu Andreea Bârsan și cu Ciprian Nicula, tânărul actor angajat al Teatrului Național din București. Tânărul actor care a reușit deja să aibă două nominalizări la Gala Uniter, cea de-a doua foarte proaspătă, un motiv în plus să ne întâlnim astăzi, și tânărul actor care a cucerit foarte multă lume, public larg și specialiști, cu primul său spectacol pe o scenă profesionistă, un spectacol pe care vi l-am tot lăudat eu, dragi prieteni, aici în emisiune. Ești un animal Vițcoviț, un spectacol atunci realizat la Teatrul din Râmnicu Vâlcea, la Teatrul Anton Pan, pentru că acolo a debutat pe scena profesionistă, iar acum, cum vă spuneam, este angajat al Teatrului Național, are două roluri principale deja și două colaborări cu Arcub, una chiar foarte proaspătă, cu premieră săptămâna viitoare, așa încât avem foarte multe motive să stăm de vorbă despre o carieră cu un început foarte frumos. Bun venit, Ciprian, aici la noi, studioul București FM. Bine te-am găsit. Ne auzim pe 98,3 ca de fiecare dată. Pe Ciprian îl vedeți, doamnelor și domnișoarelor, vă spun vouă, în primul rând, pe bucureștefm.ro. Cum e viața aceasta de București pentru un tânăr actor, întâi de toate? E foarte bine. E bine? Da, e bine. Mă obișnuiesc cu București, mai ales al doilea an, acum aici. Da, e bine. Oricum e foarte agitat orașul, mai agitat decât celelalte orașe prin care am mai fost prin țară. Dar... Da, mai zis asta, am întotdeauna gânduri de evadare din București. Din București deja? Da, pentru că e dens orașul și mai ai nevoie și de o gură de aer. Bine că sunt vacanțele, bine că sunt festivalurile. Și pot fi din nou și colaborări, de ce nu? Exact. Să poți juca în continuare și pe alte scene din țară, să te bucuri și de alte întâlniri cu alți colegi. Cum s-a întâmplat venirea aceasta ta la București printr-un casting? Da, bine, inițial am venit la master, am făcut un an de master la un ATC, apoi am avut ceva dificultăți, n-am mai reușit să-mi termin al doilea an de master, dar între timp m-am angajat. Între timp a fost și castingul lui Bobby Pricop pentru O întâmplare ciudată. Asta era, cred că, puțin înainte de începerea celui de-al doilea an de studii și atunci am rămas în București ca să lucrez. Practic n-am mai rămas ca să studiez, din păcate, și așa am rămas aici la București. Și după aia am rămas pe colaborare, eram încă angajat la Râmnicu Vâlcea, când colaboram aici, și după aia am plecat de tot din Râmnicu Vâlcea și am venit, m-am angajat aici. Dar ți-e dor de Râmnicu Vâlcea și de acea perioadă și de acel spectacol? Că nouă ne e dor de acel spectacol, da. Și am înțeles că nu-l mai jucați. M-am supărat pe voi din punctul ăsta de vedere, deși cred că ați cam epuizat toate festivalurile din țară în care ați fi putut merge. Da, după părerea mea, în București mai mergea să fie jucat, nu știu, de câteva ori. Poate mai prindea ultimele dăți când a fost jucat aici, a fost sala arhiplină, îl țin minte, la Teatrul Excelsior a fost pusă, am venit și era sala arhiplină și a fost bine primit. Da, se regăsea foarte bine în acel proiect al lui Adrian Găzdaru pentru adolescenți. Da. Așa încât poate la un moment dat se răzgândește directorul teatrului din Râmnicu Vâlcea și vă mai reunește acolo puțin. Da, trebuie un pic mai complicat ca să ne mai reunească acum, pentru că și Vlad a plecat de acolo și Cătălina Sanache tot așa era pe colaborare, acum e un pic mai greu, din păcate, na, cred că trebuie să o recunoaștem că a cam murit spectacolul. Dar mă întrebai mai devreme dacă mi-e dor și da, mi-e dor. Ți-am și zis că azi mă gândesc să mă duc la o premieră acolo. Ai rămas un pic cu sufletul acolo, da, nu? Da, eu fiind vâlcean, normal că mă gândesc la casă. Jucai acasă, nu? Da, era foarte bine. Dar da, totuși. E bine, e foarte bine și acum.
Îți dai seama câți actori visează, pot să-ți spun că ai doar 24 de ani, da? Câți actori visează la vârsta ta o colaborare la Teatrul Național? Îmi dau seama, da. E o recunoaștere într-un fel, nu? Cum s-a întâmplat povestea asta cu teatru? Când, cum te-a atras? Pentru că, mai spun o dată, deși cred că am povestit de enori aici, inclusiv cu proful, cu domnul Micloș Baci, voi ați fost toți studenții lui, Tudor Lucanu v-a luat în acest proiect și cu acest proiect, repet, ne-ați cam cucerit voi pe noi toți. Cum ai ajuns tu la teatru? La teatru? La facultatea de teatru. Să dai examen. Te gândești să te faci actor. Hai să o luăm mai din spate un pic. Păi a fost așa, în clasa 11-a, eu eram la Mate Info, deci eu îmbrățișasem deja treaba asta cu matematica, că e, cumva sunt generația aia care îi se părea interesantă informatica, calculatoarele erau, cumva toată lumea visa din generația mea să se ducă spre direcția aia, eu am ajuns acolo, am și terminat Mate Info. Și cumva din... Și erai și bun? La matematică? Da, am fost bun. Adică, cumva, eu am o minte logică, am o minte matematică, așa, nu știu dacă se face diferența cu mintea artistului sau cum e percepută, exact, de fapt, că nu cum e. Dar, deși nu cred că are vreo treabă, nu cred că se diferențiază. Și am ajuns la cursurile de actorie de la Ariel și ne ziceam ceva Ariel Junior acolo. Am ajuns asta după o discuție cu psihologul școlii în clasa 11-a, care ne făcea niște teste, ne-a propus niște teste ca să verifici înspre ce vrei să activezi după liceu. Și mi-au ieșit acolo niște rezultate, eu n-am prea vrut și cumva am scos în ședința aia din cabinet, am scos ca actor, dar nu știu de ce, din neant cumva așa, am scos-o de la mine, dar nu fusese cumva niciodată vocifera gândul ăsta din partea mea sau nu m-am gândit niciodată înainte de clipa aia că aș vrea să fiu actor sau nu știu, nu mi-am spus-o niciodată. Și după am ajuns la cursuri, acolo am întâlnit o scenuță mică de 2x3 cu mulți copii, un super vibe acolo cu niște joculețe. Era un interviu când am ajuns eu, era primul joc pe care l-am văzut eu de actorie, un interviu. Cineva se prefăcea că filmează, cineva se prefăcea că are un microfon în mână și ceilalți erau luați pe rând și povesteau cine sunt, ce vor să facă, câți ani au și tot așa. Și m-am pus ultimul la rând, că deja intrasem în mijlocul exercițiului, nu știam, era totul foarte nou. A ajuns și la mine până la final, că eram ultimul și m-a întrebat ce vreau să fac și am mințit așa cu tărie pentru că eram foarte speriat de ce se întâmpla acolo. Eram prima dată pe o scenuță mică, era lumea deodată la exercițiu, se muta atenția pe fiecare și acolo deodată era toată atenția pe tine. Am început să mint la greu. M-a întrebat ce vrei să fac, vreau să fiu psiholog. Nu puteam să spun că vreau să fiu actor, pentru că mi se părea că eu cumva nu pot să fiu actor dintre toți aia care deja erau acolo și făceau treaba asta și erau experimentați și măcar aveau o cale în direcția asta. Eu nu prea era ok să zic eu că vreau să fiu actor, așa că am mințit, am zis că vreau să fiu psiholog, pentru că vreau să ajut lumea să fie bine. Și... Păi, i-ai convins că vrei i-am să fii zis? I-am deci ai convins, fost bun actor până la din urmă, prima. Da, asta a fost primul exercițiu de convingere și am convins că... Ai văzut ulterior că și la castinguri poți să pățești așa, să primul convingi. Interviu să fie ceva de genul ăsta, nu?
Să te dui doar să te întrebe cineva despre tine și de-abia pe urmă să dai o probă propriu-zisă cu unul dintre personajele din filmul, spectacolul cu pricina. Da, o prezentare, da. Bun, și după Ariel? Și după Ariel au urmat admiterile, adică a urmat o perioadă de, în clasa 12-a, de pregătire, practic. Asta după ce am luat bacul. Da. Păi altfel n-aveai cum. Da. Apoi a urmat Sibiu, unde am dat admitere, după aia Cluj, am dat admitere și acolo. Am luat în ambele părți și am rămas la Cluj. Deja voi sunteți fenomenal, generația voastră, cu datul admiterea în 3 părți, 4 părți. Și m-am uitat, aproape pot să-ți spun și nume, dar nu acum, exact actorii care ulterior au și confirmat, ei au avut cea mai puțină încredere în ei și au dat în 2-3 părți, evident au intrat în toate. De ce ai ales Cluj atunci? Că era Sibiu mai aproape până la urmă. Da, da, a fost cumva gândul meu, a fost să dau la Sibiu, Cluj, București, acolo așa se împărțeau, deși nu știam foarte multe despre niciuna dintre școli. În București, o școala din București e într-adevăr mai... Cred că și sperie cel mai tare. Și sperie, nu? Cel mai tare, dar e și cea mai cunoscută cumva. Imediat afli de un ATC cumva. Și te gândeai că e și mai ușor de remarcat ulterior, fiind student în București? Da, adică da, normal că te gândești, normal, calcul. Da, clar. Iată că voi l-ați una e contrazis. București, ți se zice, acolo se dă ora exactă și la urmă se dă ora exactă. Dar n-am mai apucat, că am dat la Sibiu, apoi am dat la Cluj și acolo se încălecau datele. Dacă mergeam la Cluj, nu puteam să mai merg și la București și nu m-am mai complicat. Puteam să fac, nu știu cum mi-am calculat eu, puteam să, dacă plecam chiar în ziua aia, să ajung mai repede, să dau și a doua admitere, dar nu mai avea niciun sens. Oricum și admiterile astea, ca proaspăt, ieși de pe băncile școlii, te costă cândva să dai o admitere la orice facultate. Așa, dacă... Iar la teatru chiar e mai scump decât la multe alte facultăți, unde doar te duci, depui un dosar și eventual mai dai o probă grilă sau ceva de genul ăsta, normal că e mai scump. Dar îți dai seama ce noroc ai avut? Că n-ai putut să vii și la București, le ratai pe baci, da, profesor. Da, da, adică... da. Dar eu am fost îndrumat către... Îndrumat. Stelian Roșian, un actor de la Satul Mare, sper că nu greșesc, făcea un workshop, un workshop și de comedia de arte și făcea și Iona la Teatru Ariel. Și era pe acolo. Și când eu mă pregăteam pentru admitere și mi-a spus că mă poate ajuta cu admiterea, cu poeziile, cu o singură condiție, să mă duc să dau la Cluj. Și am întrebat de ce? Mi-a zis, păi pentru că ia clasă, Micloș Baci. Și am zis, și ce înseamnă asta? Și el a zis, interesează-te. Uită-te pe net, vezi cine omul, cine sunt ceilalți profesori. Și mi-a explicat, dacă te duci la o facultate, uită-te un pic să vezi ce profesori urmează să ai, să nu te duci așa cu orbul găinilor. Da, și am până la urmă am ajuns acolo și pentru că mi-a rămas piticul ăsta, cu Stelian Roșian nu m-am mai întâlnit să-mi facă repertoriu. Dar mie mi-a rămas piticul să rămân la Cluj, oricum mi se părea mai cool să mă duc la Cluj, că era mai departe, oricum voiam să scap un pic de Râmnicu Vâlcea, că era așa, e Râmnicu Vâlcea e un oraș mic, na, 10 ani sau 12 când stai acolo în școală, te mai și plictisești, că îți vine de plecare. Acum, când... Acu ți-e dor, vezi? De Râmnicu Vâlcea, da, da, da. Da, și așa am ajuns. Și pe la urmă, cum te-ai pregătit tu? Cine ți-ai ales poeziile? Că știi, mi se pare hopul cel mai mare pentru tineri să-și aleagă aceste poezii cu care pentru se duc admitere. La admitere. Da, dar cu niște cu actori din Teatrul Ariel, cu Șerban Ionescu am stat mai mult, care nici mai acum acolo.
cu el am repetat mai mult, dar nu a fost, genul de participant la admitere care să fiu cumva sigur pe ce am și să mă duc să, în plinătatea mea. A fost întotdeauna timorat și cu trac și am trecut prin toate astea ca și când a fost ultima zi. Păi ia gândește-te că și cei din, sau nu știu dacă te gândeai atunci, dar ulterior probabil că ai realizat, și cei care acum erau în comisie și te vedeau pe tine, pățiseră fix același sigur, lucru. Sigur, da, da, da. Deci ei știu exact. Normal, normal. Și oricum... Cum îți tremură ție sufletelul când intri într-o astfel de admitere? Ce le-ai spus? Ce poezie le-ai spus? Mai știi? Nu mai știu. Aveam câteva... două poezii de Marin Sorescu. Țin minte că... cumva directoarea de la Teatru Ariel avea treaba asta cu Marin Sorescu, dădea la toată lumea niște Marin Sorescu să zică la admitere. Și deci Marin Sorescu sigur aveam și eu. Dar așa nu mai țin minte. Asta zic. Și cu ce crezi că i-ai cucerit din tot ce ai făcut tu acolo? A fost treaba aia că mi-a schimbat monologul de la admitere. De pe proba de monolog era a doua zi, cumva. Și eu m-am dus la prima probă, am trecut de prima probă și proful s-a uitat pe lista mea ce monologe am și s-a uitat așa și a zis, cred că aveam Jimmy din Privește înapoi cu mine și a zis, ce faci cu asta, n-ai ce face cu asta, du-te și ia-ți Moriț sau fă-ți tu ceva din Deșteptarea Primăverii, Moriț, du-te acolo. Și eu m-am dus, asta cred, sper să nu greșesc, eu așa mi-amintesc. Și m-am dus, am ieșit de acolo disperat să găsesc Deșteptarea Primăverii și m-am dus la toată lumea, m-am dus până la bibliotecă care se închidea atunci pe loc, n-am putut să iau cartea, să iau textul, să-l citesc, nu citisem niciodată Deșteptarea Primăverii. Nu e un text ușor. E tocmai o lectură pentru adolescenți. Și nu e un text ușor, adică l-am citit în seara aia, n-am înțeles mare lucru. M-am trezit de dimineață să-mi scriu un monolog. Nici atunci n-am înțeles mare lucru. Mi-am terminat monologul cu 10 minute înainte să intru în sală. Ai dat aproape o probă la prima vedere, cumva. Cam așa. Dar ca norocul, am avut un coleg care mi-a urmat să-mi fie coleg în anul întâi, Laurențiu Lazar, care mi-a povestit piesa. Toată piesa atunci. Mi-a spus ce face personajul în momentul ăla și am dat doar răspunsul corect acolo. Am intrat în sală și știam ce se întâmplă, deși nu știam. Și am dat acea admitere, am zis și acel monolog și cred că am păcălit din nou. Sau nu știu cum i-am convins. Ei au văzut, da, asta da, e senzația da. Noastră la probe, că păcălim, dar ei văd. Asta da, e da, da. Foarte clar. Îți dai seama cât de norocos ai fost? Sau te consideri și norocos? Ce crezi că e cel mai important? Bun, talentul e al tău, aia e clar. Ai nimerit și cel mai bun profesor al momentului. Ai nimerit și acel regizor care să vă pună foarte bine în valoare și acel spectacol să circule atât de mult cât voi să fiți atât de bine cunoscuți, pentru că asta e o mare problemă a tinerilor de azi. E foarte greu când fac spectacole în provincie să fie și văzuți imediat de toată lumea, da. De toată lumea care are un cuvânt de spus. Ai venit la un casting la București, la o întâmplare ciudată, l-ai și luat, deci... Ce e întâi de toate? Șansa, noroc, munca ta, ambiția ta, ce a fost acolo? Tu ce îi spune cuiva care mâine se hotărăște să dea la actorie? Adică s-a hotărât și mâine vrea să se ducă să dea la actorie. Că e dincolo de muncă, e intenția pe care o pui în spatele muncii. Și... Da, intenția cu care faci, dacă faci meseria asta, pentru că foarte ușor poate părea o meserie pe care o faci,
și o faci ușor și lejer și merge și așa și așa, dar nu e așa. Cumva corpul actorilor ar trebui să fie ca un corp de sportiv. Cam în direcția aia. Și cu un antrenament zilnic. La asta mă refer, nu? Exact. Da. Nu e o chestie de stat. Adică ce spui, tu nu stai în seara, ai spectacol seara și tu stai liniștit toată ziua, nu faci nimic, stai cu burtica la soare, cum exact spunem noi, și seara, direct din mașina personală sau din autobuz, închizi o ușă și deschizi o altă ușă și ai intrat pe scenă și aia e, nu? Da, nu e așa. E. Cel puțin pentru mine acum, momentan, nu e așa. Probabil există actorii care fac treaba asta, care vin la minut și intră și nu știu. Probabil cât de mult muncești tu sau cât simți tu că muncești pentru fiecare rol al tău? Păi e acel ca timp, e acele două luni maxim, în general. Repetiția, deci, propriu-zisă, repetiția cu regizor, cu echipă, ce spui tu? Care se întâmplă la teatru acolo și cealaltă muncă e aia de acasă, aia din viață, aia în care stai și te interesează în continuare subiectul pe care îl repeți sau în momentul în care lucrezi la ceva, munca, deși documentezi, da, nu? Munca e și din afară, da, și în afară de documentare e și a testa cumva prin lume ce se întâmplă, prin viață, prin oraș. Când repetam la o întâmplare ciudată, țin minte că mă duceam prin metrou, slavă Domnului că avem metrou în București, și încercam eu acolo un moment cu metrou în spectacol. Și am stat puțin pe la metrou să număr niște metrouri, să văd pattern-ul oamenilor. Deci, e muncă frumoasă. Nu e o muncă chiar grea. E o muncă de cercetare, da. Dar altfel, cu propriile ție instrumente. Da. Hai să facem o pauză muzicală, după care să vorbim puțin despre aceste personaje, că uite, la un punct, un singur punct, te întâlnești cu Cristofor, cu personajul tău din O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții, și anume calculele acelea matematice. Nu cred că-ți ies ție în viața de zi cu zi cum îi ieșeau lui, pentru că lui ies dintr-un anume motiv pe care o să ni-l spui, dar păstrând totuși surpriza ca cei care vin să vadă spectacolul să nu știe chiar totul despre personajul tău. Așa că ascultăm puțină muzică, după care vorbim despre acest personaj și despre Nino, despre okay. cele două personaje de la Teatrul Național, și te rog cumva să ne introduci, măcar puțin, în ceea ce va fi premiera Plastic de sâmbăta viitoare de la Arcub. Continuăm dialogul nostru cu Ciprian Nicula, cu interpretul rolului Cristofor din O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții, un puști special de 15 ani, cât ai spus, 3 luni și 2 zile. Exact. Nu mai mi-aminteam această replică din spectacol, pentru că l-am văzut la premiere, ceea ce însemna acum un an, dar l-a văzut cine trebuie pe acest spectacol și pe acest rol pe care îl faci tu, și te-au și nominalizat la Uniter pentru rol principal, așa că ți ținem de pe acum pumnii pentru 5 mai, când va fi gala. A fost o emoție specială faptul că, uite, e al doilea rol mare și deja e și a doua nominalizare, pentru că și debutul a însemnat o nominalizare la Uniter, și asta vreau, un tânăr actor e atins cumva de aceste observații ale criticilor? Da, dacă le luăm așa, da, normal, sunt foarte bune și totdeauna îți dorești să ți se recunoască. Da, mai mult de atât, nu știu ce să zic, le mulțumesc. Știi, pentru că voi sunteți percepuți ca o generație rebelă, că nu vă mai pasă dacă sunteți angajați, dacă aparțineți unui loc, dacă vă plac sau nu cronicarii de teatru, dacă vă susțin sau nu, și așa mai departe. Asta e cumva percepția despre generația voastră.
Da, nu știu, cred că... Pentru că, iarăși, știi, uneori, din nefericire, și nu se întâmplă doar în România povestea asta, gândim la pachet. Da, nu știu, e o generalizare asta că nu ne pasă sau ceva. Și nici nu cred că e vorba de dacă îți pasă sau nu, sau e bine să ca lucrurile muncite și să fie Recunoscute. recunoscute. Și aia e, aia e tot. Mă bucur foarte mult. Nu știu mai mult cum să... Când te-ai dus la casting, știai ce urmează să joci? Ai, nu, Când te-ai dus la când m-am casting dus la la Bobby casting, Pricope, da, știai că știam. va fi un puști Da, special? am văzut spectacolul de la Râmnicu Vâlcea. Îl văzusem pe Vlad. Și știam despre ce e vorba, dar și acolo, ca și la... Dar nu. Dar la o întâmplare ciudată am primit 50 de invitații de la prietenii mei să mi-arătau anunțul de casting și mă tot trimiteau, toată lumea m-a trimis la casting pe mine. Și prieteni buni chiar mai verificau dacă m-am înscris, nu m-am înscris. M-am înscris în ultimul moment, dar știam despre ce e vorba și mă atrăgea cumva, adică eram foarte curios să joc băiatul ăsta care e un super băiat. Îmi place cum i-ai spus. Da. Stătea un cronicar lângă mine, nu văzuse Vitcoviț, nu te știa, drept care m-a întrebat și cred că pot să-l iei ca pe un compliment frumos, deși nu, da, un compliment urât nu cred că există, dar făcut într-adevăr sincer și cu bună intenție. M-a întrebat, puștiul ăsta o fi pe elev la o școală de teatru, cine e, ce-i cu el? Da. E greu, e mai greu să joci roluri sub vârstă? Eu oricum am arătat și am fost sub vârstă întotdeauna, adică cumva a trebuit să mă descurc cu treaba asta. Nu știu, acum eu am 24 de ani, joc acum la, Mulți înainte. mulțumesc, la Arcub, joc în puști de 12 ani, adică are jumătatea Adică tu vârstei. scazi în Da, da, vârsta da, da, da. personajelor, foarte Nu știu haios. unde să ajungem, o să ajungem să port cu... Da, să mă inviți când o să joci un bebeluș. Exact. Asta era întrebarea. Cum te-ai întâlnit tu cu personajul? Bun, ai văzut un spectacol, ceea ce te-a încurcat sau te-a ajutat? Că deja văzusești o abordare. Ei, m-a ajutat, normal că m-a ajutat să-i văd. Dar eu eram curios eu să fac rolul ăsta. Cumva mi-a plăcut de la început și castingul mi-a plăcut cum a decurs, pentru că Bobby cumva în a doua Etapă. sesiune, în a doua etapă, a cerut un moment din carte pe care să ți-l alegi singur. Și aia oricum îți dădea o libertate, îți puteai face tu momentul, adică o improvizație, cum ai învățat la școală, să ți-o construiești tu, să vin și a fost ok. Am lucrat puțin acolo la proba de casting și după aia m-a sunat Bobby și mi-a spus că rămânem împreună. În afară de metrou, ce sursă de documentare, de cercetare ai mai avut pentru acest personaj? Ce ai mai făcut tu? M-am mai întâlnit cu... Am mai fost la diverse centre de copii cu autism și din spectru autist. Am stat cu ei, am fost și la o serbare în care ei jucau ceva. Era această serbare și acolo a fost crunt, pentru că, bine, se întâmpla o treabă superbă acolo, adică erau copiii aceia care
Ei nu se pot focusa neapărat să facă anumite lucruri, să le îndeplinească, așa că fetele de acolo îi coordonau efectiv cu mâna și ajutau să facă acele sincroane și toate lucrurile alea de serbare. Erau de vârste, nu știu, probabil de la 5 la 16 ani copiii acolo care... M-am mai întâlnit mai mult cu Andrei și Ovidiu Stan, doi gemeni recuperați cu sindrom. Și cu ei am stat mai mult, cu ei am ieșit prin parc, am văzut cumva lumea prin ochii lor, să zic așa, i-am urmărit din spate, i-am pus să ne arate drumul, să vedem cum vede el lucrurile și a fost foarte interesant. Ai avut spectatori pe Da, urmă? sigur, sigur. Au venit la un moment dat, a fost cumva un spectacol dat pentru terapeuții acestui spectru autist. A fost o discuție, un Q&A la final. La final, după toată treaba asta, au discutat și medicii de pe acolo despre toată problema și conștientizarea autismului, iar Andrei, unul dintre cei doi gemeni, a ținut un speech de 10 minute acolo în sală despre ce înseamnă recuperarea pe bune și cum el trece prin asta și el de câtă voință are nevoie ca să țină toată treaba asta în frâu și să se controleze și să poată să ajungă măcar să fie cu noi, să-l, că altfel această nu e boală, e, nici nu știu cum să zic. Eu un prag de trecut într-un fel sau altul pentru fiecare dintre noi până la urmă, că toți facem parte din această societate și poate o să învățăm acest lucru. Și odată în plus îmi place că există acest spectacol și cu acest mesaj, nu? Să facem, Cumva că să toți facem, suntem partea al da. aceluiași întreg. Da, îmi spunea cineva aseară că e interesant la spectacol că la un moment dat te simți tu parte din mintea lui Christopher care te vede. La un moment dat te vede și te observă. Eu nu știu lucrurile astea. Pentru mine sunt încă taine, așa. A schimbat ceva din modul în care ți-ai construit tu cu Bobby personajul, acea întâlnire, acea discuție despre care spuneai, acel Q&A? Nu știu dacă da, Sau măcar cum îl percepi tu, da, cred. oricum e o chestie de energie a caracterului, pentru că Christopher are cumva și exemplele sunt și pe internet, adică în documentare, când vor să aibă un discurs. Sunt altfel, se arată altfel. Pentru că și nouă ne este greu să stăm, uite, și aici în fața microfonului e greu. E greu să stai și pe scenă, mai ales pentru un băiat ca el. E și mai greu pentru că lucrurile nu se întâmplă chiar atât de simplu ca la noi. Și Andrei a avut un discurs foarte bun, adică am rămas, am cu gura căscată toți. Poate am furat și atunci un pic de la el, A, dacă bun, asta era apropo de întrebarea. cuvântul furat, că în meseria asta se fură mult, pentru că asta e și partea frumoasă până la urmă. La Nino nu mai aveai cum să furi din jurul tău, pentru că, Doamne ajută, acel cumplit moment pe care l-au trăit cei din fosta Iugoslavie s-a încheiat. Nu știu dacă așa cum își doreau sau nu, n-am nici informație și nici dreptul să comentez, dar s-a încheiat. Acolo, cum ai făcut? Acolo mi-am și furat-o,
Așa? Și am și furat, într-adevăr. No man's land, lasă-mă să fac această precizare pentru cei care n-au văzut sau nu știu că joci în acest spectacol al Teatrului Național, pus în scenă de Alexander Morfov. Cu Ricky deja am vorbit acum o lună și ceva în această emisiune despre acest spectacol, așa încât zi, cum adică ți-ai furat-o? Păi mi-am furat-o la propriu, sau nu, că nu e la propriu, e la figurat. Așa. Deci și-am și furat mult pentru că am stat în preajma a doi actori și un regizor importanți. Am și al doilea acolo, actor fiind Mihai Călin, iarăși doilea... completez, cu care ne vom întâlni aici pe 1 aprilie și nu e păcăleală. Da, și de acolo, da, de acolo am furat. A fost. Și pățania, hai zi-n-o, că totuși mai sunt doar 5 minute. De ce zici că ți-ai furat-o? Pentru că spectacolul e, se are la un moment dat o notă mai violentă, așa. Bine. A, ți-ai luat-o la propriu. La propriu. La asta da, nu al... înțelegeam eu ce spui tu aici. Da. Da, mi-am luat-o pentru Mai sunt și accidente și la repetiții și în, uneori și în Da, încercările. Practic nu e periculos. Adică e, ca să se înțeleagă, e un spectacol un pic mai activ, nu? Sau cum să-i zicem, e un pic mai pe acțiune, așa. E în tranșe. E în tranșe, n-ai ce să-i faci, e așa. Cineva stă pe o bombă. Exact, cineva stă pe o bombă, toți sunt la limita cu moartea acolo și toată lumea știe în război că nu e chiar... E cel mai relaxat mod, adică relaxat loc unde să fii, ești în tranșe, e... Acolo, da, acolo joc un personaj... Văzuse-și filmul? Văzusem filmul, Nino e un personaj de aproape 20 de ani, 19 ani, care ajunge în tranșe acolo... No Man's Land și se întâlnește cu doi bosniaci. Și de acolo, de la discuția cine a început războiul, se ajunge la la o poveste de prietenie, se leagă o relație acolo, de fapt trei relații. Una era de dinainte. Da, pentru că oamenii sunt oameni până la urmă și faptul că ajung din voința cuiva să fie adversar sau să fie chiar dușman pe câmpul de luptă, asta nu ține de alegerea lor personală și de ceea ce simt. Da, și asta e cumva și tragedia lui Nino, că el n-a ales deloc. L-au adus acolo, e și o replică, că a încercat să fugă, doar că l-au prins la graniță și l-au adus acolo, între tranșee. Castingul de la Morfov cum a fost? Altfel? Altfel, da. Da. Cred, adică a trebuit parcă să am început să din spui vară. Ceva din personajul respectiv, ce a trebuit da, să nu, faci? Da, nu, am lucrat direct pe text. Am lucrat pe text, pe prima variantă de text, am tot făcut momente până când s-a definitivat distribuția și am fost fericitul câștigător. Cu aceeași încredere și cu aceeași stăpânire de sine te-ai dus și la castingul ăsta? Stăpânire de sine. Da, am înțeles. Sunt sigur că da, pentru că nu știu dacă sunt eu cel mai vânjos așa la primele întâlniri. Bine că emoția asta, care e constructivă și uite că dă rezultate bune. Întâlnirea cu Teodor Cristian Popescu, așa pentru ultimile două minute ale emisiunii. Da, ultimul proiect de la Arcub. Cel mai recent. Plastic, da, plastic de Marius von Maimburg, unde găsim o familie contemporană cu un copil de 12 ani, eu joc copilul, cărora la un moment dat li se umple casa de mizerie, să-i spunem așa. Mai e și un artist acolo,
în casă, care e interpretat de, e jucat de Ișvan Teglaș. Mai joacă Cristina Toma în rolul Ulriche, Bogdan Dumitrache, Mihael, și mai apare personajul Jessica, care Ioana Mărcoiu și Nicoleta Lefter în dublă distribuție, în rolul Jessica-i, care e femeia de serviciu care apare acolo peste ei să le facă curat în viață. Da, familiile acestui dramaturg nu sunt niciodată unele liniștite, fericite și cu o viață zen, ba din contră. Da. Așa că am aflat doar puțin. Vă spun eu de pe acum, premierele oficiale vor fi pe 25 de la ora 16. Nu e o oră prea bună de jucat, dar sper să nu vă incomodeze. Și de la ora 19, ce înseamnă că faceți și un tur de forță. Și pe urmă sper să aibă viață lungă și acest spectacol. Să te vedem și la 12 ani. Din punctul tău de vedere, câți ani o să aibă, dacă scurt, cu cifră, matematic, cum ai zis că îți place? Ce vârstă va avea următorul tău personaj? Nu știu, 58. nu știu. Nu știi. 17. Zic un 17, să fiu la să mai Așa se cresc. face o Să mai medie. cresc. Da, măcar Să să mă mai mai duc crești. în sus dacă tot dau în spate. Oricum, eu îți urez să crești frumos în teatrul românesc, să-ți fie bine și Mulțumesc să mult. te bucuri în continuare de roluri care să te pună în valoare și de care noi, la rândul nostru, privitorii, să ne bucurăm. Aceasta a fost întâlnirea cu Ciprian Nicula din această zi. Mulțumesc, Tavi, pentru suportul din regia tehnică. Zi frumoasă, dragi prieteni, și vă spun ca de obicei la final, poftă de spectacole să aveți, pentru că veți găsi cu siguranță ceva pe sufletul și pe gustul vostru. Andreea Bârsan sun, ne auzim sâmbătă viitoare, tot de la 12 și 10. Zi frumoasă să aveți! București FM, știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.